Stăteam eu în oraș cu masca la gură, să stau cu masca la gură, cu botnița la gură, să mă plimb în oraș. Numai bine stau eu aici, frumos, în natură, uite așa, pac, hop. Ia uitați-vă cât de frumos. Cineva pescuiește acolo, de la pește. Hai să vedem dacă prinde ceva. Băi, oameni, suntem la Giurgiu. Am venit din nou la Giurgiu. Și voi poate mă întrebați de ce am venit la Giurgiu. Am venit la Giurgiu ca să cumpărăm perdele. Să cumpărăm perdele. Ia uitați-vă cât de frumos este la Giurgiu. Oraș frumos. Oraș frumos. Fetilii la plimbare. Ia uite-l, bicicletă cu motor. Ia uite ce hotărât e tataie. Dă-i bătaie, băi, tataie. Bagazine. Magazinele astea sunt pe aici de când eram eu mic, porumbei. Ia uitați-vă. Amanetul face treabă la maxim. Restul ce credeți? Magazine astea se închid. Păi, amaneturile se deschid. Amaneturi, săl de jocuri, astea merg deocamdată în România. Sau astea mai merg. Ia uitați-vă. Stradă. S-a închis tot, nimic nu mai e. Clădirile stau să cadă. Na. Băi, frumos aici, a făcut pietonal așa. Înainte era închisă, nu se circula pe aici. Nu circulau mașinile, dar acum au deschis din nou, pentru că nu mai făceau magazinele treabă. Și s-a redeschis pietonala, adică se poate circula și la pas, dar și cu mașina. Băi, oameni, frumos, Giurgiu, vă spun. Foarte frumos. Hai că v-am arătat eu așa Giurgiu într-o oarecare măsură. Aragaze, mașini de spalat și alte. Ăsta ce-o mai fi? Albatros, cred că tot mașină de spalat. Supermarket. A, vă place? Vă place că v-am adus și la Giurgiu? A? Ce ziceți voi? V-am adus la plimbare. Amanet, alt amanet. Ia uite, sală de jocuri. Sală de jocuri, amanet și farmacie. După ce intri la sala de jocuri, te ia cap. După ce te ia capul, că ai pierdut, te duci la farmacie. Îți iei tratament. După ce ai luat tratament, îți dai seama că ți-a trecut durerea de cap, mergi la amanet, lași inelul sau brățara amanet și cu banii te oprești din nou la sala de jocuri. Și uite așa până te pui bine, până termin tot. Rămâi falit. Falit. Ia să vedem. Iulia, uitați-vă. Aici este magazinul Iulia, de unde luăm perdele. Amanet, alt amanet. Ce v-am spus? Amanet lângă amanet. Săl de jocuri și farmacii. Asta este. Aici Iulia, măi oameni. Haide să intrăm să vedem ce perdele luăm. Băi oameni, am făcut comandă și la perdele și ne-a spus doamna de acolo, de la magazin, de la Iulia, să venim într-o oră jumate să le luăm. Trebuie să le lucreze, să le pună bandă, să le pună una alta ce-i nevoie și într-o oră jumătate sunt gata. Și am zis că decât să mergem să ne plimbăm prin Giurgiu cu mască la gură prin oraș, mai bine ne plimbăm cu mașina. Și mergem frumos în parcul fără nume. Uite așa. Uitați-vă. Orașul Giurgiu. Mergem frumos cu mașina și ne plimbăm
prin parc, mergem la Dunăre. N-ai mă cum să stai cu mască la gură, că te sufoci. Decât să ne plimbăm cu masca aia la gură, mai bine mergem frumos cu mașina, mergem la Dunăre, mergem într-un parc frumos, la aer curat, să ne relaxăm, domne. Să ne relaxăm, să nu ne streseze masca, să ne strângă de gât. Evităm orașul. Dacă este obligatorie masca, evităm orașul și căutăm natura. Natura, oameni, natura. Vedeți, suntem undeva în centru. Aici îi spunem Parc la Ștubeanu. Vedeți, acolo în partea stângă este parcul. Și noi facem dreapta să mergem în parcul fără nume. Parcul fără nume, exact. Așa se numește parcul. Parcul fără nume. Dar ce l-a pățit de la lagură, băiatul? A căzut din căruță. M-am întâlnit cu un coleg de la școală. Fiți atenți, băi oameni. A căzut din căruță și și-a rupt mâna. Și a venit și el, s-a dus aici la spital, la Giurgiu, să-i pună mâna în gips, mă rog, să-l repare. Bă, și ce i-au făcut ăștia, că l-au operat, l-a nenorocit, dar nu-i mai stătea mâna în cot. Serios? Deci nu-i mai stătea mâna în cot. Ah. Și după ce i-a pus-o în gips, așa cum era în gips, tot a avut dureri. I-a zis, bă, nu mai rezist. Mă duc la București să văd ce am. Când i-au făcut tăi acolo la București radiografie, i-a zis, bă, băiatule, păi mâna ta nu-i pusă bine, nu stă în cot. Mâna ta nu stă în cot. Și l-a operat la București din nou, i-a pus mâna în gips ca lumea și acum mi-a zis, gata, acum zice, nu mai am dureri, nu mai am... El câteva zile a stat așa cu durerile alea, cum l-au reparat ăștia de aici, de la Giurgiu. Păi da? Și ce ghinion avea că intra la cu mașina în el? Da, băi, om, și eram acolo și era să intre unul cu mașina în el și ia, uite, bă, mi-o rupea și pe asta la alt. Și am ajuns la parcul fără nume. Și Dunărea. Mergem și la Dunăre. Mergem. Râde, Luminița. De ce râzi, Luminița? S-a dat jos din mașină și se plângea așa, ieriște de mâna. Dublu ghinion, da. Uitați, băi, oameni, aici parcul fără nume. Vedeți? Fiți atenți. Oamenii au ieșit în parc să evite masca. Uitați-vă. Să evite masca, să nu mai stea cu masca la gură. Da? Nu poți, mă, nu poți, te plimbi prin oraș cu masca la gură, dă-o dracu de treabă, că n-ai cum. Aici, da? Să vezi tu, Lumința, mergem acum frumos la Dunăre, acolo jos. Hai să vedem dacă putem să ajungem la Dunăre. Copiii cu bicicletele, cu bicicletele, au ieșit la mișcare. Intrăm noi pe aici frumos și mergem spre Dunăre. Ia uite, bă, doamna săracă, căruțul cu lemne, de la pădure, ce vrei, mă? Da. Ia uitați, măi, oameni, peisaj frumos, aer curat, natură. Păi mă plimbam eu prin Giurgiu cu masca la gură, fi, dar iată bodniță să fie. Punem bodniță la gură. Uite, cu cățelul la plimbare, frumos. Să ține cățeștea pe ei. Ăștia cu treaba lor, n-avem noi treaba cu ei. Băi, dar ce drum e pe aici, băi, înainte era mai bun. Băi, s-a stricat, s-a dus. Cine să-l mai repare? Papa Pius? Cine? Nu are nimeni interes să repare drumul. Ușor. Ia uite, bă, Steaua Dunării, aici era ăsta așa. Vai de mine, s-a dus și ăsta, gata. S-a închis, s-a demolat. Uite Dunăre acolo jos. Vedem dacă avem pont să... Ia să coborâm aici la pod. Să vedem dacă putem să... Așa, las mașina aici. Ia uite ce frumos. Ăla de la pește acolo.
Dar să trag mașina așa. Da, Bogdan, te duci tu că mă doare gâtul de tot. Mă duc eu să filmez, nu-i problema. Stai mașina, da. Hai, așteaptă-mă aici, mă duc eu. Băiatul ăsta cu mâna. Tu l-ai văzut pe ăla cu mâna și ai luat frica. Ce ai zis, au, m-a luat și pe mine gâtul. Ați văzut? Luița l-a văzut pe ăla că-l doare mâna și a luat-o și pe ea gâtul. Ia să vedem. Ia uitați ce frumos e acolo. La pescuit, oamenii. Vedeți? Cum coborăm acolo noi? Avem pe unde? Ia să vedem dacă e drum pe aici așa de coborât. Nu cred. Dar cum au ajuns acolo? A, e o potecă. E o potecă. Am văzut poteca. Am văzut poteca și sunt fericit. E o potecă, coborâm pe acolo. Coborâm pe potecă. Hă? Dar de unde e potecă? Aici, voi oameni. Fiți atenți. Gata, coborâm. Coborâm în sălbăticie. Ia uite. Verdeață frumos. Vedeți? Da? Uite așa. Și uite așa. Au ce pădure aici, băi. Ce pumi. Am ajuns în sălbăticie. În sălbăticie. Ia să vedem. Să trăiți, să trăiți. La pescuit, a? Aer curat, frumos. Ia tataie, că e la ea. Ia să vedem, poate am venit cu noroc aici. Hop! E în ea? Așa cred. Ia să vedem. L-ai luat? L-ai luat, nu jucărie. Ia uite monstru. Oho, doi! Hai că am venit cu noroc, tatai. A luat doi cerceluși. Ce credeți voi? Cerceluși! La ce dai? La mie. Ai mai luat ceva până acum? Nu știu, babă. Ia uzi, frumos, la aer curat, te relaxezi. Dunărea. Ce e ăsta? Cracul Dunării, nu? Uite, mai e cineva acolo, mai pescuiește cineva? Da. Mai e cineva acolo care dă? Da. La ce prins mai mult? La lansetă sau la undiță? La lansetă. La lansetă? Văd că undița nu zice nimic, stă acolo răsturnat. Acolo moare. Acolo moare, a? Nu zice nimic? Nu. No. Bunoaie. Se aruncă în apă. Uite, uite tata, am venit cu noroc, ai luat doi deodată, a? Ai văzut? Hai, te las. Să fii sănătos, sănătate, numai bine. Merge la treaba noastră. Îl lăsăm pe tata în continuare să pescuiască. Păi cum? Veni și în natură să facem o plimbare.
Ce aer curat e aici. Ce frumos. Nu vă iau eu cu mine peste tot, oriunde peste tot. De așa să ne plimbăm prin natură. Ia. Aici de urcat. Aici este de urcat. Dă-i, Bogdane. Dă-i. Gunoaie multe, băi. Băi, gunoaie multe, băi. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Că vedeți și voi. Mai are rost? Să zic eu? A? Asta-i. Da. De judecat și de criticat, toți suntem buni. Să judecăm, să criticăm, să bârfim, nu ne întrece nici dracu la așa ceva. Suntem cei mai buni. A-a. Ia uite-l pe tataie. Pă treabă, nu jucării. Ce peisaj frumos de aici. Dar nu luați în seamă, gunoaiele nu le luați în seamă, că nu le-au aruncat oamenii. Astea au căzut din cer, au venit după Marte, Venus. Nu, nu, nu-i de la noi. Așa peisajul, puțin atenție. Hai să mergem să vedem ce face luminița, dacă mai doare gâtul. De când l-a auzit pe ăla cu mâna, că și-a rupt mâna, a luat-o și pe ea durerea de gât. O doare gâtul. Ce-ai făcut, Lunuț? Cum te simți? Serios? Te-a luat durerea mai rău? Da. Da, mă, nu pun centura, că pe aici nu-i nimeni. Hai să mergem mai în față să ne uităm. Băi, oameni, nu sunt pe șosea, deci nu pun centura. Uitați-vă, sunt pe la... Cum îi spune aici? Pe câmp. Pe câmp. Sunt în pădure. Deci nu te-a mai lăsat, a? Nu. Da, dar am râs de el, știi? Nu, mă, nu, dar a fost comică treaba, da, știi? Să-l duc ăsta și zice, voi Bogdane, mi-au spus să ia de la București că nu-mi stă mâna în cot. Da, unde stă? În genunchi? Unde stă? Nu, frate, zice, pe bune, nu-mi stătea mâna în cot. Era prinsă doar așa, nu știu cum, și a tencuit-o. I-a pus-o în gips. Ce, oprește mașina și filmează de aici. Păi, să vede și de acolo de unde am filmat eu, să vede. Oamenii au văzut și de acolo, uite. Aici zici că ești în Alaska. Iată-mi, ce Alaska, mă? N-are Alaska, mă, ce avem noi, mă. N-are Alaska așa frumusețe, mă. Ia uite, peisaj. Băi, Giurgiu e frumos, mă. Deci pe bune, Giurgiu este frumos. Ia uitați-vă, Dunăre, natură. Simți că trăiești. Simți că trăiești. Peisaje frumoase. Și aici? Ia să văd eu, să vede pe aici. Apa. Dunăre. Dunărea, fraților. Da? Hai să mergem. Ăla-i podul de la Ruse. Vedeți? Aici. Podul care trece la Ruse, la Bulgari. Hai să mergem să vedem dacă putem să mergem acolo. Spre pod. Da, mă, și așa cu ăsta. Cea că nu-i stă mâna în cot. Ia să ia că nu-i stă mâna în cot. Că cine te-a operat? Auzi, cine te-a... Doctorii la Giurgiu. Da? Da. Îți dai seama ce cum l-au operat? Te nu-i stătea mâna în... Îți dai seama vreun începător de ăsta, dacă doctor nu mai sunt? Da. L-au operat vreun puștan de ăsta, vreun copil de ăsta care face și el... Experiență. Face experiență pe corpul lui. Mamă, auzi, nu-i stătea mâna în cot. Ia, ce frumos aici, da. Ai văzut? Da. Filmează așa să vadă și oamenii. Acolo e podul de la Rusi. Ia uite. Vai de mine, ce frumos. Mamă, e super frumos aici jos. Da, mă. Aici la pod. Vedeți?
uite, mă, aș... și am ajuns frumos la apă, la piciorul podului. Da, băi, uite aici am venit cu Gini, băi. Hai jos, hai să vezi cum e. Hai, bă, oameni, să vedeți Dunărea la piciorul podului, la Giurgiu. Ia uite, barca. Cool. Zici că ești undeva în delta aici. Este? Da. Ia uite ce frumos. Cum se vede aici. Ac. Ia uite aici. Așa ce ca o coroană, aici? Știi? Ca un... Da, deci pe partea cealaltă sunt bulgari, știi? Uite așa. Acolo jos, dar pe partea cealaltă am dat cu Gini la pește. Ia vino să vedem dacă... Pe aici mi se pare că am coborât, că știu că am coborât pe undeva pe lângă piciorul podului. Ia să vedem. Hai să treacă pandemia asta, să treacă nebunia asta, că mergem și la bulgari. Wow, ia uite luminița! Ce? Ia fi atentă cât de frumos e aici. Ia să vezi. Ia uite. Aici am dat-mă cu Gini. Chiar aici, la pietrele astea. Vai de mine, ce frumos! Vai de capul meu, vezi? Podul, pe partea cealaltă sunt bulgarii. Ah, uite cineva acolo. Pescuiești. Nu, nu, uite. Ha? Aici a fost să dai la pește? Să nu ție unde e? Cum ți-o ia? Cum ți-o ia? Dar îți dai seama să dai din barca aici, să vezi cât de mișto este. Iau ce apă frumoasă. Ușor, ușor să nu te răstorni. Tăteam eu în oraș, cu masca la gură, să stau cu masca la gură, cu botnița la gură, să mă plimb în oraș. Numai bine stau eu aici, frumos, în natură, uite așa, pac, hap. Ia uitați-vă cât de frumos. Cineva pescuiește acolo, de la pește. Hai să vedem dacă prinde ceva. Dă ăla la pește, dă-i. Nu știu dacă îl vedeți voi de aici. Bulgarii acolo. După ce trece pandemia asta, facem o plimbare la bulgari. Mergem și fiți atenți. Ha? Leagă-te-i șopârlă! Leagă-te-i! Mergem și facem o plimbare la bulgari, voi oameni. Și mergem la restaurantul ăla unde mergeam eu mereu cu prietenii mei. Vai de mine! Frumos rău de tot! Frumos! Au ăia niște mititei. Mamă, mamă, mamă! Bunci! Că era din carne de măgar. Dar buni! Lunguiețe, așa bine, pe urmă am aflat. Am zis că nu mai mănânc niciodată, dar mi-a plăcut, ce să vă spun, mi-au plăcut. După ce am aflat, am făcut eu ceva figuri, dar mi-au trecut. Ce curent sunt, prieten. Dacă aș fi avut și acum o undiță, pac, dăteam și eu aici. Da, băiatul ăla văd că n-a prins nimic, dă și el la undiță. Aici, în Dunăre? Da. Vă dai seama. Mă, vezi ce apă frumoasă. Telefonul. Se aud mașinile pe pod. Gata? Ne-am relaxat și noi puțin. Am luat aer curat. Și acum mergem. Mergem să luăm perdelele. A, după perdele. Ia uite pe aici. Muri. Smeură. Sălbatici. Uite pe aici. Da, ăștia sunt muri de aia sălbatici, știi?
fel și fel de plante. Băi, ce imagine frumoasă are camera asta, ce stabilizare are, ce... Hai de mine, ce mult îmi place cum filmează. Dar locul se face. Gunoaiele astea n-aș vrea să le vadă. Locul e frumos? E super, e frumos. Foarte frumos. Dar aici știi cum să venim? Cu un grătar, cu un ceaon, cu... Da, da. Frumos așa, știi? Pe aici, pe aici. Pe aici, luminiță. Da? Uite așa și aventura noastră prin natură. Hă? Gata, ieșim din sălbăticie și mergem la oraș. Mergem la oraș. Hă? Dar unde e sălbăticia oare, mă întreb eu? Hă? Punem centurile. Hai așa. Uite așa. Mă întreb eu, unde este sălbăticia? Aici sau la oraș? A? Pe bune. Ia să răspundeți voi în secțiunea pentru comentarii. Orice ce lumință. Că ea crede că la oraș este mai multă sălbăticie decât în sălbăticie, decât în natură. Ia uite, băi. Băi, ce frumos, băi. Eu în mașină stăteau cu măștile la gură amândoi. Deci două persoane într-o mașină și stăteau cu măștile la gură. Doamne, 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 doamne. Ha, să mergem să ne luăm perdelele, că abia aștept să punem perdelele în living. Perdelele pentru living. Să vă fac filmări, să vă fac vloguri din living la bucătărie. Să gătesc. Și auziți, acum când încep să gătesc, în noua noastră bucătărie, voi găti așa. Picioare de pește, genunchi de șarpe, sarmale umplute cu întuneric, artane de fasole. Tu găteală. Doamne, să vedeți voi găteală ce face Bogdan. Mamă, niște picioare de pește în sos de nimic. Am apă în gură. Lasă, mă, bine cu întuneric. Alea sunt cele mai bune. Tu nu știi cum sunt luminiță? Da, tu nu știi ce gust au sarmalele umplute cu întuneric? Făcute de tine. Făcute de mine. De mine personal. Dar să vezi cum le fac. Dar nu-ți vine să crezi așa ceva? Legate cu oață. Le cu sârmă. Deci fii atentă, nu legate cu oață, cu sârmă de balot. Oh. Păi tu nu știi de unde să știi tu bucătărie. De unde? Știi tu să gătești? Nu. Gătești tu mai bine decât mine? Nu. N-ai cum să gătești tu, mai lumința, mai bine de... Auzi, sârmă de balot, strânsă cu patent, cu astea. Bă, trebuie să știi să lucrezi dulgherie. Ia ce Mercedes, bătrân. Înțelegi? Nu știi tu de-astea. Școala de șoferi, ce-o faci ăsta mâncați? Unde o vrea să duc? Ușor? Ești la examen? Îl examinează. Îl examinează. Da? Și nu pot să gătesc armale și nu pot să gătesc nici artane de fasole. Nici, înțelege? Dacă nu am perdelele puse. Ia uite, bă, ce motorete. Fiți atenți aici. Ți închiriez o motoretă de asta și da. Te plimbi cu ea. Da, da. Fac sarmale din motoretă. Uite, și caravana. Deci ăsta este magazinul de unde am luat perdelele. Gata, voi oameni, am luat și eu perdelele, o să le vedeți și voi, după ce o să le montez. Deci nici nu-mi vine să cred cât de frumoase sunt perdelele. Vai de mine. Băi, oamenii, abia aștept să le montăm, să vedeți și voi și să vedeți și noi, bineînțeles,
cât de frumoase sunt. Că atunci se văd cu adevărat, când vor fi puse frumos, aranjate. Hai de mine. Gata, plecăm de la Giurgiu, mergem spre casă. Mergem spre casă. Bun, prietenilor, gata. Aici o să mă opresc și eu. Ne luăm la revedere, să fiți sănătoși și până data viitoare, numai bine, prietenilor. Numai bine. La revedere.